Stepan! O, e ca asta e Afrodita. Vino cu aici. Salvarea, protecția, dat în adopție, a început cam în perioada pandemiei, când am fost cu soții închiși acasă, ne plimbam mai mult cumva în jurul casei și am început să observ mai mult nevoile lor de afară. Adică am început să observ mai mult că au hrană, n-au hrană, slăbuți, le curg ochișorii, au probleme de sănătate. Cred că total, în paralel, sunt vreo 30 de psici de care am grijă. Sunt cei care sunt la mine cu mama, la mine cu iubitul și pe la întrețineri temporare. Și deja pe lângă ei mai sunt, cred că, vreo 20 de psici pe afară, în ogradă și curțile alăturate, cărora le ducem grijă, pe care îi sterilizez, îi hrănesc, avem traseu matinal pe unde trebuie să mergem până la stație ca să fie hrăniți. Daniela și-a dorit tot timpul ceva animăluț în casă, dar eu, ca de obicei, lucram cam tot timpul, 12 ore pe zi, deci nu mai avem timp, că ca să le ții în casă trebuie să ai timp, să ai grijă de ele. Deci i-am zis că, zic, uite, când tu ai să crești, atunci ai să ții de care ai să vrei și ai să îngrijești tu. Adică din buzunarul tău vin banii, adică acum. Da, în mare parte din buzunarul meu, mai ales tot ce ține de hrană, tratamente. În ultimul timp, sau hai să zic, în ultimul an, când am început să salvez pisici și motani cu cazuri mai complicate, am început să fac colectare de fonduri și pe rețele de socializare. Sunt unele cazuri în care ai nevoie să dai acum 5-6 mii de lei pe operație foarte complicată. În fiecare an, oameni, presupun eu, care aduc de la sate, se nasc și aduc cu tot cu mamă și fără mamă, cu cutiile. Deci mulți. Vara trecută am salvat doar din același loc, în perioade diferite a verii, aproape 18 psici. Cel mai des psicile sunt abandonate în vârsta adolescenței, deci când deja au crescut din puiuți mici, super drăgălași și dulci, și intră în perioada asta de pubertate, în care motanii caută femele. Niciodată nu încetez să le duc grija celor pe care deja am dat spre adopție, chiar dacă sunt sigură că sunt în familii bune, oricum, uneori le mai scriu, mai întreb ce fac, pentru că nu pot să mă detașez complet de ei, chiar dacă i-am dat în adopție deja. Ei au niște relații între ei de ajutor, dragoste, înțelegere, pe care cred că foarte mulți oameni nu le au. Mămicile psici uneori își tratează copilașii cu mult mai multă atenție și grijă decât mămicile de oameni cu copilașii lor. Deci sunt o grămadă de chestii. Eu zic că noi putem să învățăm de la ei omenia pe care oamenilor le lipsește.